Ieri s-au împlinit 2 ani de când am redat municipiului Târgoviște un simbol. Pe 10 decembrie 2021, după încheierea lucrărilor de reabilitare, la cinematograful Independența rula primul film după o întrerupere de 15 ani. De atunci, 965 de filme au fost vizionate de peste 114.000 spectatori, au declarat autoritățile târgoviștene. Bună ziua! Ieri s-au împlinit 2 ani de când am redat municipiului Târgoviște un simbol. Pe 10 decembrie 2021, la cinematograful Independența, după încheierea reabilitării, rula primul film după o pauză de mai bine de 15 ani. De atunci, 965 de filme au rulat aici, la cinematograful Independența, și peste 114.000 de spectatori au asistat la spectacolele de film de aici, de la cinematograful Independența.